Stomatologia mi-a fost, să zic așa, sugerată ca profesie de către tatăl meu, care este medic stomatolog, acum este la pensie, și pe care îl vizitam când eram copil la cabinetul undeva în strada Eforiei, acolo. Curios fiind să văd ce face el acolo peste zi. Ulterior, când a fost vorba de alegerea unei meserii, am optat pentru facultatea de stomatologie, unde am făcut cei 6 ani, am finalizat-o undeva în anul 1999 și de atunci practic stomatologia cu diferitele ei ramuri și specialități. M-am specializat pe partea asta de parodontologie, pentru că după ce am absolvit facultatea atunci în 99, în 2000 m-am alăturat în catedrei de parodontologie din UMFA Carol Davila și am stat alături de ei undeva aproape de 16 ani și practic m-am format ca parodontolog. Am ieșit din cadrul țării, da? Și ne-am perfecționat cunoștințele prin vizite în alte centre universitare și în alte țări unde lucrurile sunt de mai multă vreme bine puse la punct și există protocoale și lucruri pe care le-am împrumutat și le-am adus aici și încercăm să reproducem și reușim cu succes să facem și noi același lucru. Au pătruns foarte mult tehnologiile astea de ultimă oră, tehnologiile digitale, 3D, tot ceea ce pe vremea învățam sau nici nu învățam în facultate că există sau doar că este așa un vis frumos și ele au devenit posibile și acum sunt cumva la ordinea zilei, adică avem dotări de ultimă oră pe care le utilizăm și ne fac viața mai ușoară și nouă, dar și pacienților. Pacienții sunt temători pentru că majoritatea încă nu cunosc toate tehnologiile astea sau cum se aplică ele în situația lor. Și atunci încă sunt unii care vin cu teamă, mai ales au această teamă venită din copilărie sau din adolescență, când au avut o experiență mai puțin plăcută. I-a durut în timpul tratamentului sau a fost un disconfort și cumva au evitat de teama acelui disconfort vizitele ulterioare, problemele în loc să se rezolve se amplifică. Și atunci când au ajuns adulți în cabinetul stomatologic acum, practic vin cu un bagaj și o încărcătură negativă pe partea asta, dar pe care noi ne străduim să o risipim. În primul rând, dinții sunt o interfață, o interfață socială, deci problemele dentare pot să afecteze pacientul, sigur, pe lângă partea dureroasă sau partea de infecții și partea de abcese și, mă rog, da? Poate să afecteze partea socială, deci dacă nu are o dantură corect, aliniată, atunci pacientul poate să sufere pe plan social și să fie în relațiile cu de angajare, în relațiile cu, nu știu, de familie, adică e o problemă socială într-o mare măsură. Mai există problema medicală, infecțiile dinții netratați care pot să genereze abcese care pun în circulație factori microbieni care pot să ajungă în diferite organe și să influențeze evoluția anumitor boli sau stări generale. Ei trebuie să știe de mici și să înțeleagă de mici că mersul la stomatolog nu e neapărat ca mersul la frizer, dar oricum e o necesitate. Da, nu e doar că atunci când te doare, e o treabă de exact pentru a preveni. Pentru că orice problemă detectată în fază incipientă e foarte ușor de rezolvat sau destul de ușor. Pe măsură ce o amânăm și negăm existența ei, ea se poate transforma în ceva mai complicat și astfel că tratamentul devine și mai complicat.